Salutare, oameni dragi! Suntem alături de Alex iVisuals pe Instagram și de Arman Abasi. Uitați-vă pe canalul lui dacă nu ați făcut-o încă, are clipuri demențiale. Și astăzi filmăm un clip în care ne comportăm așa ca niște tocilari. Sigur că punem niște glume la mijloc, îl facem oarecum funny, dar încercăm să abordăm comportamentul ăla tocilăresc, să vedem dacă funcționează cu femeile din București. Hai să vedem ce este. Ah, ok. Dă-mi voie să stau așa, atunci. Să-mi bată mie în ochi. Ce planul ai acum, în afară de faptul că te grăbesc pe casă și asta? Mă duc acasă și am și o programare, dacă trebuie să zic clar. Mai pe seară? Mai pe seară am altă ieșire. Aș vrea foarte mult să te scol la o cafea. Bine, nu în seara asta, mâine, că seara e puțin cam nașpa. Ok? Cum îți sună asta? Măi, nu știu. Vedem mâine. Bun, lasă-mi un număr. O să-ți las... Instagram ceva, sau Facebook, ceva? Da, sigur. Hai că nu mai știu cum dracul... Așa. Da, m-am intimidat tot. Asta e... Asta e ce? Cum ești pe Facebook? Ta, să înțeleg sau cum? Nu, nu, nu. Aștept un prieten și mă pixesc. Și arătai bine. Da, mulțumesc. Ești unde e mă Facebook-ul? L-am pierdut și pe ăla. N-ai nici Facebook. Te notezi, uite așa. Cum ești pe Facebook? Este. Dă-mi voie să te pup înainte să fugi? Hai, da. Da, zi bună. Ei, scuză-mă. Cum îi zice, vreau să zic că ești foarte drăguță. Bun, și scuze, mi-e un pic rușine, dar cumva ai prieten. Da. Și ce anume? Îmi pare rău pentru răspunsul ăsta, probabil. A, dacă n-aveai prieten, puteam să ne conectăm. Dar dacă am... Dacă ai, nu mai. Da. Cum te cheamă? Maria. Arman. Pare bine. Putem fi prieteni? Păi dacă deja mi-ar fi dubios să... Instagram, nu știu. Amici? Nici. Nu? Dar mersi mult de tot. Hai că mi-ai făcut ziua mai drăguță. Mersi. Pa, pa. Pa. Să ne combinăm lucrurile. Eu am și spus. Eu o să fiu mai mereu pe mine. Dacă ea... Da. Salut, ce faceți? Să invit la mine acasă sau ce? Da. Salut. Salut. Am greșit masă? Da. Nu, da. Și la tot cum se despre. Hai, ceau. Așa, băi, m-am chinuit. Gândește că toate lucrurile astea dar într-o zi. Știu. Ce planuri aveți? Vă plimbați sau? Cam da. Mi-ar fi plăcut să mă alătur, dar aștept un prieten din întâmplare. Poți să-ți iau un Insta să vorbim mai târziu? Trebuie să mergem să-mi iau bagajul. Te-ai mutat aici, aici sau? Aici. Ah, ok, de unde? Este în Constanța. Constanța, pe bune? Da. Acum 2 săptămâni am fost. Am ales și o zi când să mă duc la mare. M-am documentat de absolut tot. Am uitat să mă la vreme. Când am ajuns, nu doar că ploua, dar era ciclon, frate. Era, uitai. Lasă-mi în Insta. Ținem legătura. Ce? Parfum șmecherai. Da? Super tare. Da. Care e? Poți să-mi întreb? Secret. Ești o fată misterioasă, îmi place asta. Ok. Bine, Georgiana, mi-a făcut plăcere. Să aveți o seară bună. Să mă prezint. Eu sunt Andrei. Lidia. Îmi place cum arăți și te-am o să văd la o poștă. Aștept un prieten. Ești grăbită sau? Da, trebuie să mă întâlnesc cu niște prieteni. Acum le tot întrebam dacă au ajuns la locație. Ok, păi n-am să te rețin mult.
Lasă-mi un Insta să vorbim mai târziu, că acum te las să pleci. Aștept și eu un prieten. Îmi place cum arăți, de asta îți cer Insta, unul de altceva. Pentru că când te-am văzut, mă gândeam așa, băi, ești nebune chiar ca femeia visurilor mele. Și așa, mama mi-a spus să-mi urmez visele, știi cum e. Da. Îți place replica, da? Da, e perfect. Am căutat-o mult pe Google și am zis că e cea potrivită. Am mai întâlnit-o până la vârsta mea, dar în fine. Ai mai auzit-o? Super tare, lasă-mi Insta. Deci ai mai auzit-o? Ok. Nu mai folosim de atunci. Da, mai încearcă. Vreau ceva mai nou, mai clasic. Băi, glumesc, sper că nu te super, serios. Ce faci seara asta? Ce planuri ai? Mă duc cu fetele. Vin roșu sau Bayram sau grătar sub clar de stele sau nu, ce faci? Nu, doar un Hugo. Doar ce? Hugo. Ah. Te-ai supărat. Ai o secundă? Cum îi zice? Crezi că ai putea să... nu știu cum să zic. Ce? N-am mult timp. Da, scuze. Ești frumoasă și... nu, scuze. Și vreau să știu dacă... ai... prieten? Ei, scuză! Cum zice, repede. Ție îți place zacusca? Pentru că mama mea face o zacuscă de te linși pe degete. Foarte proastă glumă. Stai o secundă. Pateu? Ce? Îți place pateu atunci? Mergem la pateu cu mama mea. Nu. Nu. Ești drăguță tu așa. Prieten ai? Ce? Prieten ai? Nu. Poți să iau ceva? Ce? Poți să ne conectăm ceva, nu știu. Cum arăt? Sunt ok sau sunt un dubios? Da, ești ok, dar nu știu. Repede ceva? Trebuie Instagram? Poți să-mi dai follow dacă vrei? Vorbim pe Instagram sau doar mă uit doar la tine? Eu vreau să vorbesc. Tu vrei să vorbești cu mine? Mi-e indiferent, vorbesc cu oricine. Super! Hai că eu sunt bun la glume, poate o să te... Gluma cu zacusca nu prea mi-a plăcut. O să încerc o glumă mai bună, îmi pare rău. Lucrez, sunt încerc, știi? E greu să găsești fete frumoase când ai probleme de a fi sociabil. Nu știu, în fine, cum... Scuze. Poți să mergi la party-uri să scapi de chestia asta, dacă e... Să merg la ce? Party-uri. A, party-urile crezi că m-ar ajuta? Pe mine m-au ajutat, că și eram la fel. A, deci, uite că avem ceva cu care ne conectăm. Cum te cheamă, domnișoara? Nico, Arman, ceau. Eu m-am mutat recent în București, scuze-mă dacă sunt mai social și pare așa dubios. Nu cunosc mai pe nimeni, aștept niște prieteni acum. Doi tipi care am întâlnit aseară acum. Și mi-am zis să vorbesc cu tine. Cum ți se pare interacționarea? Că te văd așa puțin timidă. E puțin unusual, să zic. Adică da. Nu prea vezi oameni care să te abordezi așa. Cum ți se pare? Îți place sau? Da, e interesant. Interesant. Câți ani ai? 20 și ceva. Nu știi vârsta exact. Ba da, știu. Dă-mi voie să ghicesc. Dă-mi voie să ghicesc. Ai 23. Cam așa, da. Cam așa. Super tare. Câți ani am eu? 24? 27. Ei, te-am făcut mai tânăr. În afară de mers acasă, ce planuri mai în seara asta? Așa, super spontană. Îți spun super sincer, mi-am zis că vreau să privesc stelele cu cineva în seara asta și mi-am zis că tu ești fata perfectă, care ar putea să mă țin așa de gât și să-mi spună, uite, aia e steaua Venus, aia e steaua, nu știu cum se numesc. Cum îți sună ideea asta, pe mai târziu? E interesant, dacă... Dar nu reușești seara asta. Nu, pare rău. Lasă-mi Insta și vorbim și ieșim altă dată, când ai mai mult timp liber. Ai Insta? Nu. Pe ce folosești? Facebook, Insta, ce folosești? Facebook. Super tare. Cum ești pe Facebook? Ok. Te-am adăugat. Mi-a făcut plăcere. Și mie. Dă-mi voie să te îmbrățișez înainte să pleci, ca să fie și mai ciudat. Ok. Și să ai o seară bună. Și tu. Pa, pa. Hei, te iubesc, nu mă părăsi. Ei, nu te supăra. Bună. Ție cumva îți place zacusca? Că... Nu, am destulă. Ai destulă? Bravo. Te-am remarcat de la o distanță masivă, să zic așa. E foarte cald afară și tu pari fix femeia care m-ar putea răcuri vara asta. Cum te numești? Maruca. Eu sunt Andrei. Ești mai înaltă decât mine sau e din cauza la chestiile astea? Ce contează. Ce faci? Ce planuri ai? Mă întâlnesc cu o prietenă. Te întâlnesc cu o prietenă? Ce faceți după? De ce întreb? De chiar mă sună. Băi, te întreb că mi-ai plăcut. Am văzut de la o distanță, am să relaționăm puțin. Sunt și eu cu cineva, îmi pare rău. Cu cine ești? Cu
cineva și chiar mă sună altcineva. Ok, dăm voie să te pup, mi-a făcut plăcere. Bună. Să ai o zi bună, da? Mersi la fel. Te pup. Clipul de astăzi, dacă v-a plăcut, ca de obicei, nu uitați să-i dați un thumbs up, ne ajută enorm, nu uitați să distribuiți cu prietenii voștri, poate aveți tot ce are în listă și le-ar prinde ușor sfaturi din acest video. Nu uitați să verificați canalul lui Arman, e super demențial și desigur Instagramul lui Alex se ocupă de video foto. Până data viitoare, lasă-ne un comentariu cu ce ai vrea să vezi și cu siguranță ne vom conforma dorințelor tale. Pace!